Peste 5000 de elevi din clasa a 12-a și a 13 -a din județul Timiș vor participa la simularea examenului de bacalaureat, programat să aibă loc în perioada 4-7 martie, conform anunțului Inspectoratului Școlar Timiș. Proba scrisă va avea loc în 47 de centre în această regiune. Noutatea constă în faptul că evaluarea lucrărilor scrise ale elevilor va fi realizată digital folosind o platformă electronică dedicată pusă la dispoziție de Ministerul Educației. Rezultatele cu caracter confidențial nu vor fi publicate și nici afișate. Elevii vor beneficia de analiză individuală a rezultatelor, desfășurată la nivelul unității de învățământ, prin discuții personale, dezbateri în cadrul clasei, ședințe cu părinții și evaluări la nivelul Consiliului Profesoral. De asemenea, este important de menționat că notele obținute la simulările naționale nu vor fi înregistrate în catalog, exceptând situațiile în care elevii solicită expres acest lucru printr-o cerere scrisă. Această abordare vizează să ofere elevilor oportunitatea de a evalua propriile performanțe înaintea examenului oficial și să stimuleze îmbunătățirea rezultatelor școlare prin măsuri adaptate la nivelul fiecarei clase.